Protestul transportatorilor blochează circulația în mai multe orașe din țară. Nemulțumiți de schimbările de legi și de scumpirile porlițelor RCA, au scos tirurile și camioanele pe străzi și merg încet în coloană. Zeci de camioane și zeci de tractoare au pătruns pe centura Bacău, unde participanții au circulat cu o viteză redusă între 5 și 10 km pe oră, paralizând astfel traficul în zonă. După modelul colegilor din Germania, fermierii români și transportatorii și-au propus să protesteze zilele acestea în întreaga țară și să blocheze astfel artere importante de circulație. Pe lângă prețul RCA, oamenii sunt nemulțumiți de acciza la motorină și de noul impozit pe venit de 3%. Ministrul spune că a stabilit deja o întâlnire cu toate asociațiile și federațiile săptămâna viitoare pentru a le prezenta programele pregătite pentru acest an și asigură pe toți fermierii că subvențiile se acordă la timp, iar subvenția la motorină se va acorda în continuare la valoarea maximă posibilă.